așez cu lumini peste moarte, când iarna de viață răspunde.
Ce cap o mese lângă mine. Și din niște motive așa oarecare, a trebuit să nu fie anunțat. Jean, cu care a stat amicul meu, împreună cu Timaru, în ultima sură, la Gherla, în așa zisa de marcare, reeducare și așa mai departe. Unul din cei cu care am stat acolo e amicul meu, Jean. Mihai Timaru a plecat. Am fost în aceea, Jean Constantin, domnul inginer Ion Constantin. Vreau să vă spun, sub directoarea Canalului Cultural, spectacolul s-a transmis în direct pe programul România Cultural, se va păstra în Fonoteca de Aur. Și vreau să-i mulțumesc domnului Traian Popescu pentru stăruința pe care a depus-o în realizarea acestei transmisii. Dânsul venea cu o modestie dusă până la extrem, deseori în birou. Eu eram ocupată cu tot felul de treburi, până am reușit să-mi fac puțin timp și să citesc acel manuscris și versurile poemului. M-au impresionat și de la o oră cât cerea dânsul, am spus două ore transmisie în direct. Ba, dacă depășea, am dat telefon ca să se încheie transmisia, fiindcă era păcat că un asemenea spectacol de mare simțire sufletească și care este un model și pentru generația de vârsta a doua, cum sunt eu, dar și pentru tineri, să nu fie transmis în direct pe post. Și mulțumim, domnule director, și multă sănătate vă dorim. Noi vă mulțumim. Sănătate, eu altceva nu doresc. Și se va păstra la Fonoteca de Aur. Sigur că da. Thank you.